Clubul studenților din Târgoviște va găzdui pe 2 noiembrie un seminar care îi vizează pe elevii claselor a 12-a care provin de la instituțiile de învățământ liceal. Tema ce va fi discutată miercuri va fi importanța examenului de bacalaureat în rândul tinerilor care sunt în ultimul an de liceu. Aceștia trebuie să înțeleagă că rezultatele se obțin prin muncă și perseverență. În concluzie, aceștia trebuie să învețe pentru a promova examenul vieții. Mâine va avea loc la Clubul studenților conferință pentru elevii claselor a 12-a. Prin care noi vrem să-i responsabilizăm, cumva să-i trezim, între ghilimele, pe cei care au nevoie și să le vorbim despre importanța bacalaureatului în viața lor. Pentru că anul trecut școlar, am văzut, a fost un dezastru și consider că trebuie să ne implicăm toți cei care putem în așa ceva. În această idee am organizat conferința de mâine, la care vor participa și Universitatea Valahia, Primăria Târgoviște, Asociația Județeană a Forțelor de Muncă, bineînțeles, toate liceele din oraș. La acest seminar va fi prezent și un psiholog care va pune problema și din perspectiva unui eșec al tinerilor la examenul de maturitate. Un psiholog va vorbi, pentru că încercăm să pregătim elevii și în perspectiva unui eșec, să spunem. Ei trebuie să înțeleagă că dacă pici bacul, nu s-a terminat viața atunci. Și sperăm să fie utilă elevilor. Conferința va avea loc miercuri la Clubul studenților din Târgoviște, începând cu ora 12:30.